Misterul din Buzău pe punctul de a fi elucidat. Un localnic susține că a găsit două bucăți dintr-o piatră necunoscută, care ar fi părți din meteoritul care ar fi provocat explozia în urmă cu 2 ani. Descoperirea a fost făcută chiar în grădina casei. El susține că sunt bucăți dintr-un meteorit pentru că au proprietăți magnetice. Are o formă ciudată. În urma exploziei ar putea fi interiorul unui meteorit, pentru că nu prezintă cruste de fuziune. Datorită exploziei, interiorul a rămas intact. Descoperirea a fost făcută chiar la câteva ore după explozie, însă bărbatul nu a știut pe cine să anunțe. Această rocă am descoperit-o pe 8 ianuarie 2015, în fața casei. Lumea era speriată după auzul zgomotului și tunetului din meteorit. Geamurile au fost sparte, ușile s-au deschis. Am luat-o și n-am știut ce să fac cu acest meteorit până în momentul de față, când domnii reporteri au venit la mine. Interior, da, am descoperit și a doua bucată, undeva la 5-6 metri de aceasta. Între timp, Săteanul a analizat în detaliu rocile și chiar a cumpărat un dispozitiv de măsurare a durității. Verificăm piatra, duritatea pe scara Mohr a unei pietre normale. Așa, și acum verificăm și duritatea acestei pietre, acestui meteorit. Oho! Deci ajunge la duritatea diamantului aproape. Da, este echivalentă. Oamenii din zonă spun că nu au mai văzut așa ceva. Eu cred că este o ciudățenie această piatră. Cred eu că este venită de undeva de pe planeta Marte sau eventual de la explozia meteoritului care a avut loc în zona noastră. Se întâlnesc roși din astea prin localitatea? N-am văzut așa ceva. N-ați văzut niciodată? În ianuarie 2015, în județul Buzău a avut loc un fenomen bizar. Noaptea cerul s-a luminat ca ziua și a urmat apoi o bubuitură extrem de puternică. Fenomenul a fost asociat cu un meteorit.